se floare. Asta ar fi o idee. Floare albă de mălin, cât verdeie e pe aici, măi frățioare. Ai de capul nostru, cât verde, mă. Nu știu, Paul, nu tot pot întrebi. Asta e tot randafir? Nu, nu e randafir, dar ce m-ați face, nu ceva de toamnă. Crizantene, ce s-au avut galben, vibrant. Mai vibrant. Dar eu mă gândesc și la culorile care le am deja pe... Da, arăt să mă... De ce mișto e chestia de genul ăsta? Nu te ce frumos e... Mhm. Da. Da. Nu, străpunge pânza și nu-mi place. Așa, și acum o să punem ceva mai închis. Cum? E cu porc, firul? E cu porc? Nu, e sintetic. E porc sintetic, eu nu folosesc sunt porc. Sunt spesul de mustaș, da. E 2,5, vecimea cea mai mică. Exact. Eu nu pictez decât cu vopselul, deși pensul e material tot la mustaș, numai atât. Atât am voie eu, pentru că le fac reclamă. Și e și normal, sunt ambasadorul mustaș în România, e normal să... Nu? Ce naiba? Dar au și pensule de porc. Nu, că eu de porc, unul, două, trei. Da, au, cum? Ce vrei să au? Bani.
Hai să ne luăm pe asta. Hai să luăm pe asta, deja am pia culoare. Nu, că acum am închid ăștia Facebook-ul, dacă mai fredonăm puțin. Drept de autor? Drept de autor? Gata, gata, închideți-l. Eu pot să vă găsesc ceva la care nu vă închid. O melodie. Facem o probă. Lasă că am pus aia de tale, s-au închis toate. S-au închis toate? Da, acum, toate mi le-au închis. Ai spus tu că nu și m-am luat după tine. Așa e când te iei după oameni. Păi sunt compilații personale. Nu e adevărat. Mi-au închis. Incredibil. De, știu și eu. Am zis gata, merg pe mâna lui Carmina. Nu o să închidă. Că știu eu că Carmina mi-a spus că, Carmina mi-a spus că nu, domnule, Necu e cu drept de autor asta, e la liber. Și am pus, ce bucuros pictam, știu, drept de autor, ce vă cum ați intrat. Am ucid după dumneavoastră. Bă, zic, da, băi, n-aveți de ucid. Nu, mă, e un soft. A, e o chestie mișto, ce n-am știut eu. Mi-a spus cineva că dacă intri în direct și vrei ca oamenii, ca tu să fii mai bine văzut de ceilalți, așa? Trebuie să comentezi tot timpul tu, trebuie să aduci cei care urmăresc. De exemplu, intri doamna doctor. Și zic chiar, bună ziua, mai simți, știi ce? Cu cât mai multe mesaje, așa? Cu atât mai mult algoritmul ăla spune că, de fapt, e în ceva interesant. Și trimite după aia de la doamna doctor, trimite la alți 30, 40, 50. Dacă doamna doctor stă acolo incognito, e liniște total. Așa e un tuneric. Da. Știți cum zice, da. Doamna Sica întreabă, flori sau camelii? E, știu doamna Sica de ce spune camelii. Când a plecat a spus că... Doamna Sica, nici nu știu pe unde e modelul ăla, mi l-a strimis, dar nu știu. Îl găsim la un moment dat. Nu-l găsim. Nu? M-am uitat și nu l-am găsit. Mai trimit odată. Și bine chestii înconjurat de oameni. Nu, doamna, da, mai trebuie totodată, exact. Mai trebuie totodată, doamna Sica. Fără număr. Aici e umbra de la vas. Uite, vezi, deja oamenii dacă au comentat, deja am ajuns la 30 de oameni. Ce vezi ce înseamnă dacă comentează? A, stai, domnule, nu mai comentați. Da, nu, fă bune. Și e adevărată chestia asta. Că... Da, mi-a zis-o Tudor de aici, care s-o ocupă. El a lucrat la Facebook și mi-a zis, mai este, zice, dacă vrei să așa, zice, trebuie să algoritmul ăla trebuie să citească ceva. Interesul. Și atunci interesul este când omul scrie. Dacă scrie, înseamnă că este interes pentru public și algoritmul începe să funcționeze. Dacă nu scrii și stați incognito, nu. Spune că nu este interesant pentru public și atunci algoritmul nu te trimite. Nu îți trimite către ceilalți la tine din pagină clipul, ca fiind ceva... Ei, sunt niște șmecherii, le învățăm pe parte să le știm. Păi da, nu le învățăm când avem să le știm. Dacă cineva din interior vine să spună. La Facebook, nu. Un IT-ist trebuie să ne... De ce nu mai spun? Nu ți-am spus, mi-a spus? Da. Uite, acum lăsăm puțin să tragă culorile. Pac, pac, pac. A, vedeți că ăsta e... Briul. E altfel față de ăla, dar văzut? Ăsta nu mai este în pensule mari, că sunt în sfumat, în estompar. Hai. Umblăm, e altceva. Nu mai e același lucru acolo, aici am lucrat în pensule mari, tu și Dan, da. Da, aici estompăm și facem altceva, da. Uite. E mai fin. E mai... Da, e mai fin, da. Uite, pe crud acum merg lucrurile astea făcute bine și estompăm. Știți că există o tehnică, dai așa cu pensula și rămân chestiile astea și se poate picta așa? Cu lucrurile astea așa? Știți, da? E o tehnică așa. Poți să pictezi florile și când ajungi spre final, începi să faci chestiile astea așa.
și lași dârgele astea așa. Și uai, lumea e nebunită după dâre. Au efect, da. E altceva. Tot timpul când vii cu ceva altceva decât ce e deja cunoscut, spun, wow, e mișto. A făcut ceva, e mișto. Mișto. Nu l-am mai folosit pe ăsta mișto de când eram copii. Mișto ăsta. Nu e așa, domnul șofer? Nu? Când spunea mișto. Ce mișto e clasorul tău cu tine. Dă-mi și mie. Pleacă, mă, să moră dacă nu te bate, zic, mă, ta. Mama mi-a furat clasorul cu timp prin Paștele, mă, de iar o să te bată tactul. Unde l-ai pus, mă? Nu știu, l-aveam ieri. Și azi unde? Nu știu, mi l-a furat. Poveștile veșnicele povești. Acum ar fi ceva gata. Unde e tableta, tati? I-am ascuns-o. Azi dimineață zice, n-ai de gând să mi-o dai? Nu. De ce? Păi tu nu vezi că ai jos din picioare? Ai pierdut simțul orientării? Nu mai ai orientare? Ăștia care stau mult pe tablete și pe simțul am văzut. O că... Da! Așa e. Ce strâmbă, doamnă? Cum să fii strâmbă? Strâmbă să ați dumneavoastră. Dacă stați drept, ia uitați-vă. Păi reflectă, dar nu am adus-o. Reflectă de poliția la stranjă. Vede strâmb? Da. Ce vede strâmb? Față de asta. De acum când mai aduce... Stați puțin. Când mai aduce doamna... doctor din astea și spune, nu-i mai spunem doamna doctor, ca să știe cine, spunem doamna. Și să vezi dacă mai spune. Ce tachină? Cum? Depinde de unde. Da, e văzut de sus pentru că e doamna doctor. Faceți poză? Nu, e la tablă. Care e doamna doctor? Acum ce faceți? Poză. Hai, hai să vă arate la milimetru acum. Mămica. Hai, mamă. Păi da, știți de ce e strâmbă? Mă spune de ce, că nu e terminat, nu e final. Când e finalizată... Nu, pe bune, că așa e tot timpul, știți, când e finalizat și e final tablou și vedeți că mă semnesc și spuneți, dom'le, strâmbă. Atunci, acum eu dacă lucrez, cum poate fi decât... Da, exact, cum poate fi decât strâmbă? Mie îmi place că vedeți și corectați, dar nu mai spuneți, dom'le. E, deja v-ați luat atribuțiunile de soacă de acum 3 ani. Nu, soacra mea. Mergem pe 3 de ani. 2020. Parcă ne cunoaștem de viață. Îmi pare și eu. Da, hai să vedem acum cum să îndreptăm vasul care doamna doctor spune că e strâmb. Nu e strâmb, e un infarct drept. E o impresie care... Ia să vezi acum ce strâmb îl fac din ciudă numai. Ia uitați ce frumos se pictează. E culorile merg bine. Uleiul de in se comportă minunat, pânza la fel. Cumpărați produse de la mustașă. Nu mai mâna dumneavoastră, sunteți o frumătă. Da, păi a zis cineva, dar mână, că am atat usile astea, știți, zice. Tot spuneți de vopsel. Clonat, clonat. Clonat. Ia spuneți, doamna doctor, acum să vă văd imediat cum mai spuneți că e ceva din ea. Iar nu mai faceți poză. La final. La final. Băi, țineți-o acolo. O ține, pe scaun. Da. Mi-a fost super lungată. Ia spune domnul, acum nu, pe bune. S-a mai. S-a mai. De unde vine și s-a mai ăsta? Nu vezi că e perfectă? Ia spuneți oameni, nu sunteți aici 80 oameni. Nu, nu sunt 80. 68. Ce mi-ar place să fie aici pe 80 de oameni.
să se uite la mine. Wow. Să vă urcăm sus pe terasă și noi de jos să ne uităm, că altfel sunt. Îmi dați drumul de sus, de acolo până jos. Pe sfoară. Pe sfoară, da. Da, este adevărat. Doamna doctor are perfectă dreptate, dar nu reușesc să recunosc lucrul ăsta. La școală ne-a învățat așa. Zice, bă, dacă voi faceți ceva strâmbă, o vază strâmbă și cineva e la spatele vostru și spune că e strâmbă vaza, voi să nu-i spuneți că e strâmbă. Să-l combateți pe acel care vă spune că e strâmbă. Dar zic, ce doamnă? Era doamnă, încă mai era doamnă. Că după aia a murit. N-am mai avut să-i mai zic doamnă. Dar zic, de ce doamna Iacob? Iacob Emilia o chemă. Dumnezeu să o ierte. Să o odihnească în pace. Dar zic, de ce? Păi zice, bă, zice, dacă tu recunoști că e defect vaza, atunci îți cade, mă, stima de sine și pentru tine și pentru cei care te mai plac. Deci nu trebuie să accepti. Deci, într-un cuvânt, când cineva vă spune că faceți greșit ceva, aveți permis de armă? Aveți sau n-aveți? Nu. Ca să știu că dacă nu, nu mai continui, mă opresc aici, că era vorba cu cuțitul, cu toporul, mai ușor cu pistolul. Zice, omoriți-l. Nu, glumesc. Nu, dar așa ne-a spus, pe cuvânt, aici nu e minciună. Chiar așa era. Cea, bă, zice, să nu lăsați să vă critice cineva din exterior. A, cineva competent poate să o facă, pentru că așa, dar cineva care nu e competent, acum nu știu competența dumneavoastră, doamna doctor Cristoiu. Sunt toți competenți. Da. Competența nu este tot timpul avizată. Deci ne jucăm, da? Ia să vedem ce... Ăla mai lăsăm puțin să tragă și ne apucăm după aia de el, să vedem cum îl... Am aici ăsta la picior, mi-e frică mereu să-mi dau peste ăsta. Dacă nu era trepiedul acum, știți cum era? Numai așa făceam. În spate, în față, în spate, în față, ca să pot să dau, să dau ceea ce trebuie să dau, da? Asta era. Uite, vezi? Și îl vedem și altfel. Dacă ne mișcăm, îl putem vedea diferit. Adică mișcăm ce înseamnă? Că publicul nu știe de acolo, din spatele telefonului. Mă dau în spate, 2 metri și mă uit. Pe ansamblu, mulțumesc. Așteptați-mă dacă ziți. Și după e aia... Perfect, e perfect, nu? Da. Eu ți-l dau o bere. Ți-l dau o bere. Chiar dacă nu vei, o beau eu. Da, îți dau. Fără alcool. E, ce fel de bere e aia fără alcool? Lasă-mă că eu beau cu alcool, eu dau ei și o beau eu. O dau eu, maestre. Cum? Să-mi las mie bere. O dau eu bere. Nu, 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 credeam că spui mulțumesc. Da. Interesant este, când pictați, să încercați să stați relaxați. Sunt momente când trebuie să ții și respirația, este foarte adevărat. Momente de rafinament, când lucrezi la un ochi, la un portret, la lucruri foarte delicate. Da, trebuie atunci să stai așa de concentrat. Dar când lucrăm acum, cum este momentul de față, o eboșă, vă jucați, stați și vă jucați, dai cu o pensulă frumos, vine soțul, îți face masaj, te bucuri de un fum tras. Deci, până la urmă s-a transformat șoferul în soț, n-am știut. Eu tot... Bun, deci ideea este, dacă învățați să ne jucăm în timp ce pictăm, uite ce fac eu acum, vedeți? Eu, într-adevăr, mă concentrez, dar în același timp mă și joc. Învățați să vă și concentrați, dar să vă și jucați. Momentul de joacă poate deveni atunci când cauți momentul de inspirație. Ăla e un moment de joacă. Când cauți inspirație, trebuie să te joci. Cum găsești inspirația când vrei să pictezi? Te deboghezi. Păi cum naiba stai tu relaxată dacă nu te-ai drogat? Spui o muzică. E, căcat. Muzică. Pardon, scuzați-mă de exprimare. Cu ce te droghezi? Cu ce te droghezi? Beau bețișoare chinezești, corect, magazinul de pe cost care vinde cocaină. Mai departe. Nu. Ca să te poți, ca să găsești muza de inspirație, trebuie să... Muza de inspirație, efectiv, eu nu știu, eu n-am înțeles ce e muza inspirație. Eu nu știu, e un termen că e generic. Muza inspirație, muza de inspirație, e un termen generic. Eu cred că zic, când vrei ca să găsești momentul de inspirație,
Cred că trebuie să te simți bine, să nu stai stresat, să nu stai nervos, să nu te scăpezi de alte lucruri, mirosuri, cum era cățelul de afară. Nu mă puteam țânțare iarăși. Hai să spuneți, care ce mai puteam să vă dezeze? Soții! Dar ce n-ați spus soții? Unde-i pus cu ele? Nevastă? Unde e? N-a recunosc că ești oameni. Gata, deci facem de transacție. Deci soții vă pot deranja? Aia încă cine? Vecina de la 3 că spune vreau să fac duș, vecine, cu tine, că a zis să facem câte 2 duși cu economisima apă, acolo deranj. Vine pisica mea una la ușă că vrea mâncare și tot așa. Știrile. Uleu, știrile. Știrile, frate. Cum, doamna doctor? Că a făcut, a fiert niște spaghete și nu erau din făină de greier. Nu, contra insecte, da. Și, s-a panicat. Și a zis, cum mănânc eu acum, dacă nu-i din insecte, cum s-o mănânc? Cum s-o digere intestinul meu și stomacul meu, dacă nu-i de... Da, îmi dau seama. Vedeți? Ia uitați-vă. Eu am făcut cumva ideea de vas, după care veniți cu becișoarele, acele tulpini sau cozi de floare sau tijă de plastic. În cazul cine ați tijă? Tijă. E zice tijă florăvie, nu? Da. Lucrați florăvie. Da, bine, aveți abilitățile astea de tijă. N-am mai auzit până acum. Tijă florală, da, este un termen. Floral, tijă? Florina? Da, tijă. Da, trebuie să știi, trebuie să știi, da. Am zis că na. Da, nici mai știu ce mai vorbeam. De tulpină vorbeam. Efectul de transparență. Să nu aveți impresia că este ceva în mod deosebit efectul de transparență a unei sticle. Ce facem noi aici? Nu e ceva deosebit. Nu e absolut nimic. Nu e greu deloc, este cât se poate de ușor. Și vă zic că nu e greu, este al dracului de greu. Deci este imposibil. Dacă nu e tehnic. Dacă nu pictezi tehnic, nu o să știi cum să le amestești pe culoare. Nu o să știi cantitatea de culoare, nu o să știi cantitatea de ulei. Ce faceți doamna doctor? Eu mă chinuiesc, băi, scris mea astăzi. Deci nu știți cantitatea de vă trebuie, știți cum? Zen. Da, asta e eu vorbim, nu asta mă... Să concentrați. Că mă doar și genunchi. Mă prestam Uite, o să mai punem puțin violet, puțin negru. Aș fi putut picta acum 4-5 tablouri. Păi și cine v-a apărut? Păi de-abia am făcut încălzirea. La asta e încălzirea, doamna doctor, nu v-am spus. Păi explicațiile. Păi mai și explic, cum? Mai întrerupem cu întrebările. Da. Mai și explic între timp. Mai aducem și explicații, doamna doctor. Mai spune cineva că e strâmb vasul. Da, nu, doamna doctor, nu. E așa ca o mamă pentru mine, doamna doctor. Tot timpul este foarte... Suntem obișnuiți. Deci, n-avem nicio treabă, nu ne supărăm. Așa se naște progresul pozitiv. Primesc orice critică, nu avem nicio treabă. Ați intrat în colimator? Băi, și acum am impresia că sunt așa și mă tot... Și după aia am o impresie, fac. Că-i cum mai nevați, mai rămas în haine. Am o problemă cu mirosul mie. Deci eu nu folosesc nasul. Mirosul pe nas nu-l folosesc, dacă nu l-am folosit. Ăla, și dacă l-am simțit un miros, mă. Cum câine aia detectează un miros? Unde? Eram în Veneția și... Cine a fost în Veneția? Eu. A văzut că sunt niște zgăduțe foarte înguste. Știi, la bine. Pescuim, dar nu mai știi cum ai de acolo. Dar eu... Dar de ce? E același miros că știu că am fost pe aici. Hai, pe aici am fost. Păi, dar cum știi? După miros. Da, după miros, pe cuvânt. Da. Mi-era foame. Și m-am dus și am dat atunci, țin minte, 12 mărci, vorbesc în 93. Că n-aveam, nu era cu, era cu lira, da, și aveam mărci. Și am dat 12 mărci
Niște chichețele, două chichețele de pizza din alea, dacă noi nu știam. Și după ce am dat banii pe alea, ne-am mai mers puțin și am dat după peste un mol din ala. Bine, nici molul ăla nu era prea ieftin, dar vreau să zic că de 12 mărcele, adică mâncam vreo 2-3 zile. Dar ăia s-au bucurat când i-a dat și ne chinuiam, ne zic, că erau din alea congelate și treceam de ele și am mâncat așa pizza italiană. Vă duc și noi în 93 Italia, ce vrei, o să se fără pașaport. O dați seama acum, fără pașaport, adică eram clandestin acolo. Păi nu ne trebuia pașaport. Nu ne trebuia nimic, nici viză. Nu ne trebuia nici viză, nici pașaport, doamna doctor, ce spuneți? Eram considerați... Da. Ca așa cum? Da, adică pe 94-95. Nu ne dădeau nouă vize, că nu ne considerau oameni. 97 s-a zis. E gata, e ok. Să ajungă chinița acum. Ai emoții? Da. Da unii, Paul. Pe afară. Așa, am pus culoare. Vedeți, eu pun culoare. Aici nu am pus culoare, dar nu știu de ce nu am pus. Trebuia să pun. Trebuie să pun acum, da. Hai să punem acolo pe culoare, pentru că trebuie să așteptăm să se odihnească culorile. Hai să vă povestesc ce înseamnă odihna culorilor, că tot auziți la mine, dar nu prea știți. Asta e. Da. Odihna culorilor, stau jos. Ia să știi că aveți dreptate, mă doare ce nu trebuie să adică o lună de zile. Cum știu eu toată? Dar nu știu la ce mă doare. Ăștia zici că ai dat un oglind, că nu știu poate să am un buletin, dar de ce? Deci ce ai zis de zi am un gata pe doi. Mie nu prea bine să cred că am 50. Mai cum are 86, zice, mamă, și ai zic, băi, zic, dar mai ștergi și mă tare oglinzile astea, mă, cum arată, dar zice, ce le vede, mamă, zic, dar cum dar, dar ce le vede, mamă, zic, băi, dar tu bă, tare nu le vezi, zice, mamă, eu când văd oglinda, fuc ca dracu de tine, de ce? Și mă voi și nu le vezi, zic, și zic, cine este momentul ăsta? Zice, vine să dispar pe toate prin casă, zic, a, hai, vede, lasă, hai, ca să nu știu bătrân și ai să vezi. Adică, când n-am ajuns bătrân, păi da, dar știi, dacă dimineața te scoți și nu te doare nimic, înseamnă că ești mort. Nu, mai iau locul, ori n-ai 40 de ani. Nu, ori n-ai peste 40 de ani, ori ești mort. Nu știu, sunteți verde. Sunt verde, da. Odihna culorilor, mai este. Hai să vă povestesc despre... Odihna culorilor. Odihna culorilor. Asta e odihni culorile. Eu acum sunt într-o procedură de odihna culorilor. Trebuia să pun și pe acea floare albă. Culorile încep un proces chimic. Au un proces chimic. Procesul chimic de uscare se cheamă. Procesul chimic de uscare începe din momentul în care începem să amestecăm uleiul de in cu pigmentul din tub, adică cu vopseaua din tub. Procesul chimic în antichitate. Am zis-o. În antichitate. În vremurile îndepărtate, cu 500 de ani, când se plecam pe uliță culorile, cu ulei, atunci începea procesul și de aia vedem încă de atunci tablourile pictate într-o pastă mai groasă decât ce pictăm noi acum. Știți de ce? Uleiul era foarte scump. Nu, era scump și pigmentul, dar uleiul era foarte scump. Pictorul în ziua în care îi pregătea culorile alea, depinde de ulei. Erau ulei care se uscau și știau să le folosească să duce mai repede, alții se uscau mai greu, dar în general se uscau. Se uscau, că asta e rolul vopselului. Și le puneau, le-aș terminau. De ce fac rezumatul ăsta? Pentru că noi pictăm acum de 3 decenii de chimie și tehnica și stilul și cromatica și lejeritatea, că mergem și cumpărăm tubul de la magazin și ulei și nu mai cumpărăm, că ne-l aduce acasă. Nici nu mai ieșim din casă, nici nu mai vedem soarele. Stă numai în casă. Deci nu e bine să stai numai în casă. Te ții în casă. Te îndobitocești. Și doamna doctor, ce vă grăbiți undeva? Tu vă tot uitați la telefonul ăla. Stăm aici, noi nu plecăm de acasă. Bun, deci procesul chimic este cel în care culorile încep să se usuce. El încep să se usuce din momentul în care sunt amestecate cu ulei. Uleiul are tendința de a ieși din culori. El va ieși atât prin pânză, absorbit de pelicula de tratament sau de stratul de tratament al pânzei, până la suportul pânzei. Dacă apucă să intre uleiul, să străbată tratamentul și iese până la ulei, e belea. E belea pentru că slăbește tratamentul pânzei. Nu mai avem posibil, nu mai avem noi acum, pentru că mergem și cumpărăm gata pânza, de la tu gata acasă, gata preparată și nu mai e nevoie. Înainte, eu când preparam pânza cu 200.000 de ani, îmi ieșeau
anumite zone cu pete și ulei și nu înțelegeam și mă uitam și spuneam, bă, zice, ce iese uleiul, că ceva sigur nu e bine. Știam eu că acolo nu e bine, n-ar trebui să iasă. Era un tratament din clei de oase, aracet, ce găseam pe atunci toate alea. Dacă puneai prea mult clei de oase, plesnea pânza, dacă puneai prea puțin, ișea tratamentul uleiul din aia. Deci uleiul iese odată, este absorbit de pânză, dacă tratamentul pânzei este prea subțire, dar nu mai e cazul nostru. El iese la suprafață, el va ieși către oxigen, se va îndrepta către oxigen, părăsește pigmentul, uleiul iese către exterior. De-aia avem zone în care strălucesc, pânza strălucește mai mult și zone unde strălucește mai puțin. Acolo am folosit mai mult ulei sau pastă mai groasă cu ulei. Și perioada de uscare este diferită între una și alta, cu toate că e vorba de același tablou. Deci, noi dacă folosim ulei de in și știm să-l dozăm pe ăsta cu dozarea cantității de ulei în pigment, o să o învățați în funcție de modul dumneavoastră de execuție. O să știți sau nu să executați tehnic. Astea le învățați. Dacă aveți un maestru foarte bun ca mine și e un geniu ca mine în pictură și este cel mai bun, spuneți doar totul mai cel mai. O să cu 33 de ani experiență. Știți ce mi-a spus doamna doctor? Nu mai dezarmați oamenii. Să nu mai spuneți că... Da, îi dezarmați, se face să se simtă... Da. Și așa e. Așa e. Nu e totdeauna așa. Nu e totdeauna așa. Dacă, doamne, dacă o încearcă... Dacă ați avea 75 de ani și vine și vă spunea, după 33 de ani o să fie pictat scala. O să ajut și eu, să fac și eu. După 33 de ani, să fac și eu. Da, mă ambiționează. Da, omul spune, dar mie de ce nu mi-iese ca maestrului? O să iasă. Și atunci nu iese, de ce? Pentru că omul a studiat, nu vă stă. Deci nu este vina ta că nu ai studiat 33 de ani. Ideea este că trebuie să înveți. Deci trebuie să-i spui omului de ce nu iese. Mie mi-iese pentru că am o experiență, lui nu-i va ieși. De ce să-i spun, a, din n-ai făcut așa, păi nu știi ca mine, de ce nu poți ca mine? Păi nu poți ca mine, dar o să poți ca mine, cum spune doamna, e clar, prin exercițiu mult. În timp. Cine vrea să termine tablou, că nu mai întreb. Să spuneți că primii 20 de ani sunt cei mai grei. Și cred că... Nu. Trebuie să vă spun că dacă aveți un maestru foarte bun ca mine, excepțional maestru ca mine, o să învățați. Imediat. Vreau 3-5 ani. Da, ei, mai mult. Dacă mergeți la curs lună de lună, mai repede. Dacă țineți cursul, mai repede. Așa. Uite, mă, avem 30 de oameni care le place numai ce spunem. Vă mulțumim mult! Au tras curechea? Deci, perioada de uscare este din momentul în care culorile încep procesul chimic. Procesul chimic începe din momentul în care noi punem ulei în pigment. Dar mai există ceva foarte important. Frecarea culorilor. Noi când dăm cu pensula, și dăm zâncă. O să faceți probe acasă, jucați-vă. O să vedeți că acolo unde ați frecat de mai multe ori, așa, cu pensula și ați dat și s-au amestecat culorile de mai multe ori, acolo prin agitația culorilor cu vârful, se va usca mult mai repede, foarte repede, decât dacă ați luat și ați pus în cuțit. Sau pui culoarea așa fără să o mai amesteci. Când pui direct culoarea fără să o amesteci, se usucă greu. Când o amesteci și dai, cum fac eu aici, ați zis că fac niște șmecherii aici, eu vorbesc cu voi, dar eu știu că vă... nu că vă prostesc, că vă amăgesc așa și vă spun, mă, dar eu știu să pictez, dar știți că de 33 de ani, dar eu cunosc tehnic. Nu trebuie neapărat să fii un geniu talentat, degeaba ești un geniu talentat, dacă nu ai, eu poți să fii cel mai bun zugrav, dacă n-ai misteria necesară, dacă ești cel mai bun tâmplar și n-ai rândelele sau ce mai știu eu, sculele necesare, este egal cu zero. La fel și în pictură, dacă nu știi tehnic, tu nu poți să te exprimi, că n-ai cu ce, ești fără mâini. A venit că tu încerci și spui, bă, dar în mine dozează o energie, doamna doctor, dozează o energie în mine, dacă nu pot eu acum să fac și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla. Tu, în mintea ta, vei crede că poți. Dar nu poți, pentru că nu ai cu ce. Îți trebuie tehnic. Bun, hai să punem, am spus acolo culoare, da? O să punem niște alb.
Așa. Să nu pictați ca mine, că acum ce fac eu aici nu e bine. În mod normal trebuia, nu e bine pentru voi. În mod normal voi trebuie să puneți alb și după aia să veniți cu culorile închise peste culorile deschise. Eu acum ce vă pictez, eu nu vă pictez ca să învățați, eu vă pictez ca să mă arăt eu mare șmecher în fața voastră. Că de fapt nu este asta procedura de execuție în școală, în studiu, spune clar, folosim culorile deschise și după aia folosim culorile închise. Asta până învățăm să pictăm bine, mai bine și ne însușim deja tehnic, vorbim niște calități. Eu, dacă pun culoarea închisă, pot să pun totul negru și știu cum fac să vin peste negru cu direct culorile care se desfășoară ele, da? Eu pot să fac și procedura. De exemplu, uite, acum eu am pus negru, eu culoarea albastru închis, da? Dar eu o să vin cu alb. Și chiar dacă mă duc cu acel alb și se murdărește, vedeți? Se murdărește de culoarea de acolo, da? Și chiar dacă se murdărește, ați văzut mișcarea mea? Cine a văzut? Am învârtit pensula din momentul în care s-a murdărit. Câți au observat că eu am învârtit pensula? Era... Cine a văzut alba neagră? Cum se joacă alba neagră? Deci eu vă pot... Nu e corect, dar vă pot fenta. Și nici nu vă dați seama că sunteți fentați. Pentru că eu am făcut pac și gata, băi, dar eu am făcut și numesc. Se mă zgârește. Mai este... Cum fac să pictez curat? Pe bune? Glumești? Cum faci să pictez curat? Mă întreb pe mine? Învață! N-ai cum, e greu. E mișcarea, par, alba neagră. M-a îngulit de la, a dispărut. Da. Nu văd mă ăsta de ce mă gândesc asta aici. Gata, e perfect. Nu? Era, dar nu mai, gata. Deja trebuie să fii... Trebuie să fii deștept să faci lucrul ăsta. Uite, eu am pregătit aici, este alb dintr-o cutie gros, uite ăsta, de 500... Da, de 700, dar ăsta e mare. Și e alb de chitar. Eu folosesc la... Ia, vezi? Uite. Știi de ce? Petalele, frunzele, sunt zone. Când pictez flori, sunt zone în care, fără acest efect, tehnic vorbim, fără efectul de pastă groasă, îți va ieși... Mă tare abțin că sunt online, să vă spun ce va ieși. Adică e cumva... Nici termenul chicios nu aș putea să-l folosesc, că nu mi se cuvine să-l folosesc termenul ce înseamnă chici. Dar este puțin mai interesant decât cum ar trebui să fie pentru cunoscătorii de artă. Cunoscătorii de artă, în mare parte, ei se uită după lucrurile astea. Știi? Să vadă ceva deosebit. Ce pot vedea deosebit? Când tu întinzi culorile și intri în detalii și vrei să te dai mare că pictezi fotografii, e altceva. S-au pictat și se vor mai pita tablouri fotografice. Că toți. Cel mai ușor este, vă spun, să înveți să pictezi fotografii. Cel mai ușor. Pentru că vezi și faci acolo. Ați văzut, eu am pictat după, pictez după asta. Nu se fie același lucru, cu nicio formă. Eu mă duc către ce știu eu că trebuie să fac să nu fie ăla. Să nu fie pictura fotografică. La fel, pictura fotografică și în portret. Portretul fotografic, dacă pictezi un portret fotografic, și vrei să fie portret artistic, ce vezi în fotografie, nu o să pui motamo acolo. Încearcă și tu de la tine să vezi alte aspecte, alte lucruri, că sunt diferite. Puteți să-i dai ceva, să pară altceva. Hai că mai avem 26 de oameni și scurt tot timpul, o să mai avem 5 oameni și mă bucur. Este și închid eu live-ul. Și putem vorbi deschis. Am pus o cantitate de culoare, vedeți, eu pe asta o iau și folosesc paleta aici. O iau și o împing pe culoare pe unde vreau eu. Dar dacă sunt câteva pensule care mi se potrivesc când fac așa, le păstrez. Sunt câteva care mi-au nimerit. De-aia v-am zis, un tablou e o întâmplare. Să vedem al doilea dacă îți mai iese la fel. Dacă vrei să spui că pictezi într-un stil, mă, ce mă bucur. Ia să văd eu trei tablouri la fel. În aceeași cromatică și stil. Hai să vedem. Cine dintre voi poate pictezi în stil? Trei tablouri la fel. Poate cineva? La stil? La fel, da. E într-un stil, da. Trei la fel. Ca să spui că pictezi într-un stil. E? A, da. Stilul fotografic, ai zis să... Da. Unul e o întâmplare, îl reușești. Pe al doilea nu o să mai fie o întâmplare, că încep lucrurile să complice. Une. Ok, că Paul... Mario Leac s-a la rugat la construcție. Ori cât dirigează pe aici circulația. Ai dat? Se descoperă pe armă. E chiar mare.
Ați văzut? Am folosit culoarea deschisă. Și folosesc culoarea deschisă pe toată floarea, unde știu eu că am culoare deschisă. Ați văzut? Există pe model și culoare mai închisă. Când se murdărește pensula, folosesc acolo culoarea închisă. Dacă dau aici, vezi, și mi se murdărește pensula, ok, las așa și folosesc pe unii credeu că am culoare închisă, da? Ia uite, mă duc în sus, uite, și știu că se murdărește. Nu mă duc să o șterg, ca după aia să pun culoarea închisă. Mă folosesc de culoarea de pe pensulă, că se murdărește, murdăria aia, de fapt nu e murdărie, este o intenția mea pentru că pictez tehnic. Eu mă duc cu culoarea, cu pensula către culorile închise ca să mi se murdărească pensula. Așa zis în murdărie, ca să obțin de fapt nuanța apropiată pe ceea ce văd acolo. Deci așa câștig timp, culori și veniți la curs, că dacă nu veniți la curs, nu vă mai primesc. Cine e la cursul online de aici? Eu. Ce am început? Abia ați început. Da. Abia ați început. Nu, dar trebuie să vedeți că e fain. Eu am să iau niște umbră arsă. Și s-a transformat în verde, dar nu știu de ce. Nu, a luat eu verde. Nu e verde, uite, e umbră arsă. Și am pus în palmă. Hai să le arătăm și la oameni. Uite, vezi, am pus în palmă. Știi, în partea e chinuitor, nu? Ați văzut cât e de chinuitor la telefon? Da. Ați văzut cât e de greu pentru oameni când voi acum sunteți fericiți aici, că vedeți direct și vă și explic. Nu? E altceva când vezi, uite, culoarea, uite cât e de puțină. Mai veniți? Mai veniți, nu? Da, mai veniți. Păi spuneți-le și la oameni să vină. Să fie aici mulți. Cu cât suntem mai mulți, cu atât e mai bine, da. Din pe Facebook. Da. Și ia uite-o. E mișto. E mișto pentru că de aici încolo eu am o cantitate de culoare groasă. Cantitatea e groasă. Dar ce fac eu aici, mă? Eu fac curs gratis online? E ca să fiu pe pagina online, atelier de pictură. Mai facem și din astea din când în când. Să vă spun că suntem am atelierul de pictură, unde dacă înscriți acum în mesagerie, lăsați-vă acolo așa, vă înscriu în atelierul de pictură online. Da? Este atelierul de pictură unde eu predau pictura online și acolo puteți învăța lucruri pe care nu le puteți afla decât doar acolo, în mediul online, cursuri de atelierul de pictură online. Nu, doamna doctor, așa se cheamă, parcă nu? Cred că... Da, așa se cheamă. Și cursul este început cei drept de 2 săptămâni, dar nu are importanță pentru că ele sunt încă acolo, rămân pe pagină înregistrate și vă puteți face temele. Am luat o altă pensulă curată, asta o țin culoarea care o am și o să le estompez, pentru că totul este estompat. Vom lucra tot în procedura estomparilor culorilor și în același timp se omogenizează între ele. Da? Diferența între estompare și omogenizare este foarte mică. Prin omogenizare se poate produce estompare, da? Dar estomparea cu adevărat se face după ce s-a produs omogenizarea culorilor. Omogenizarea culorii este, de fapt, o parte din omogenizare, este și în momentul în care pun culoare una peste alta, da? Și lucrez strat în strat. Se poate spune că pictăm și avem o parte de omogenizare. Omogenizarea, în schimb, o facem așa, când luăm, uite, acum și le amestecăm între ele aici și le întindem, frumos, da? Trebuie neapărat să aveți în mână o cârpă curată de bumbac albă și să ștergeți. De ce? Ca să vedeți cât de mult a rămas pensula. Uite cum a transformat eu acum cursul meu, demonstrația mea de pictură într-un curs de pictură. Cadou, cadou. Avem cutia mie, doamnă, unde este? Să fim și noi concreți. Ce, v-a dispărut zâmbetul? Niciodată. Mai punem puțină culoare, roșu și galben. Trebuia în masa în portocaliu ăla, da, pentru că am uitat, nu e problemă. Și o să facem așa. Vedeți, pe aici încă nu am pus culoare pe partea de jos. Eu, să știți că bine ar fi când priviți tabloul
dumneavoastră, să nu vă țintiți către ceva anume și să stați acolo cu mintea că, vai Doamne, floarea asta trebuie să fie bine. Cum vine petala asta, ia să vedem noi, cum vine mă petala asta, mă, dai, am greșit aici, na, uite, am trecut-o mai încolo. Mama mia, ia stai și mai încercăm o dată petala asta. Eu știu că lucrează multă lume așa, nu, Carmina? Da. Câți lucrează așa, Carmina, ia zi? Carmina? Majoritatea, da, eu mă cunosc asta. Și încep să spun, vai, Doamne, ia mai arată pensula micuță asta, cea mai mică pensula asta, cu asta fac, dar nu mai pot, dar îmi pun ochelarii. Gata, dar ce o să mă aprecieze pe mine lumea? Nu știu, o să te aprecieze cei care pictează ca și tine. Da. Deci nu e cazul să intrăm în detalii. Una la mână. A doua la mână. Învățați să vă jucați cu culorile. Nu fiți prea serioși cu culoarea, o să fiți și serioși cu culoarea, dar nu acum, acum trebuie să învățați să vă jucați. Încă mai trebuie să vă mai jucați. Încă nu ați ajuns la maturitate. Ajuns la maturitate când iei o pensulă și dai așa la întâmplare și vezi că ți iese lucrurile și te joci și știi ce faci, știi ce... Atunci ești la maturitate, că știi ce faci. Știi? Nu mai e, că eu ascult muzică, fumez o țigară, bei 2 litri de vodcă, e altă viață. Dar până atunci faci așa, cum zice Carmina, nu, nu faci așa. Te joci, efectiv, iei pensulă și încerci, bă, cu pensula asta nu mi-a ieșit, dar de ce nu mi-a ieșit cu pensula asta? Hai să încercăm cu asta, ia să vedem, băi, cu asta mi-a ieșit, și încerc. Aia cu asta, dacă n-apăs tare și dau așa, cred că mi-iese. Mi-iese, mă, mi-iese, uite că mi-iese, dar nu mi-iese prea bine. Hai să încercăm și cu buricul cu degetul, ia. A, uite că merge și cu buricul degetului. Deci, sunt diferite situații, situații și situații. Tot timpul trebuie să știți că nu e o situație una în care petala asta, dacă mai repetați încă o dată același tablou, pe aceeași zonă, mai puneți una alături și lucrați peste 2-3 zile, o să vedeți că nu se vă mai iasă cu aceeași pensul, cu aceeași cantitate de culoare, nu se vă mai iasă la fel. O să fie altceva. Deci, tot timpul e ceva nou. Tot timpul învățăm ceva nou. Dar să nu uităm de ce am învățat. De lucrurile care trebuie să le ținem minte, să nu uităm de lucrurile care trebuie să le ținem minte. Un bun pictor trebuie să aibă o... Memorie vizuală foarte bună. Memorie. O inteligență. Trebuie să fii inteligent. Cu cât ești mai inteligent, o să se reflecte în picturile voastre. Că o să se vadă, o să se vadă pașii. Unii pictori sunt foarte inteligenți. Și în câțiva ani reușesc să ajungă mult mai repede decât ceilalți. De ce? Pentru că țin minte pașii. Și unii au greșit. Știu că nu mai pot greși și am învățat din greșeală și parcurg pașii foarte bine, pregătiți, frumos. Alții se tot încurcă niți toată viața lor și nu învață. De aia vă spun, nu e cazul să intrați în acele detalii și să vă chinui, să faceți o pictură fotografică. Nu e cazul. Învățați treburile altfel. Atât de cu de pictură online, apropo, Laurențiu, nu vreau frumos să scrieți, vă chiniți, spune-mă o bază, doamna doctor. Da. Am urdărit de-a pensulei datorită dumneavoastră prea multe, ce ai explicându-va, nu se cade. Am urdărit și cărpă și mi-am urdărit și tricou. Aveam și din ăla, da. Degeaba l-aveam, că nu se murdărea dacă l-aveam. Era, trebuia să se murdărească aici la treaba. Nu poate să iasă orice floare. Poate să faci și bufă, nu neapărat să ușor. Sau ușor, sau dacă engleză, poți să-i dai. Acum, Doamne ajută, ce-o ieși? Știți cum e. Dacă... Dacă Dumnezeu îngăduie, că să știți că așa este. Trebuie să-ți îngăduie ceva, niște spirite aici, toată treaba asta. Apropo, eu cred în spiritul lucrării. Da. Ați observat că uneori îl pierdeți? Da. Se pierde spiritul și când a plecat spiritul, poți să ia de la lucrare. Nu o să mai vine ea nici dacă o ții 100 de ani în casă. Te uiți la ea ca prost și spui ce asta.
Și mie mi se întâmplă, să știți, de foarte multe ori în care așa trebuie, bravo. Exact, îl pui deoparte și în cealaltă. Exact. Și apoi când simți. Exact. Te mai duci pe el când poți. Și crezi că e cazul, dacă... Dar vă spun eu că nu mai e cazul. Odată ce a plecat, spiritul s-a dus. Lucrarea e pierdută. Nu, da. Eu nu știu ce am inspirație, muză, eu v-am spus, nu știu. E ceva care încă nu am înțeles-o eu, probabil, și de-aia nici nu mă pot pronunța asupra muzelor și inspirațiilor. Ami, îmi plac fetele frumoase pe stradă și zic, uite, băi, ce muză bună. Îi zic undeva să ne știi, da? Îi zic, te-am mai zis ceea, și că trebuie ceva să te inspiri. Da, și bine, acum suntem și noi animale. Asta e. Vede pe stradă. Deci am mers odată cu mașină și vedea tot ceva. Da, doamne, ce vezi? Un bărbat. E ochiul vânătorului. N-are voie, nu? Are sau n-are? N-are? Are sau n-are? Ca să știi... Să știu și eu. Ca să-i zic un public măcar, că tot... Dar ne-ai spus, o să uităm. Stai cu mine. Nu am nevoie de telefon, nu mai vreau, nu vreau telefonul, gata, lăsați-l așa, nu-i cazul. Nu mai e nevoie. Nu trebuie. Nu-l vreau, gata, lasă-l că nu, e bine. L-am murdărit? Nu. Și acum am scoat din floarea în evidență, da. Este foarte adevărat. Exact. Da. Exact. Uite, aici punem niște umbră. 10 lei, că v-ați ridicat. Nu contează. Ască biletele la urmă, da. Cum era cu... La urmă luăm bani, mai este. Da. O să... Ne... Concentrăm puțin aici. Doamna doctor, cine a plătit, vede. Mai sunt oameni probabil care vor să vină din București, au zis, nu ne mai duce mă, dar că ai cu bani acolo, stăm acasă. Așa au mai zis ăștia, dar nu că știi, nu mergem la cursul mai sus, dar de ce? Că e 8 milioane, domnule, pe lună. Și unde a scos-o voi cu banii ăștia? Aș fi băgat eu, dar nu e. Trebuie să acoperim zona asta așa. Îmi place aici așa. Ia să-mi iau eu o pensulă cu ceva mai deschis puțin ca să fac niște efecte. Ca să fac niște efecte care să vă placă și dumneavoastră, că vreau să-l pun pe tabloul ăsta. Să fac și un bani. A, uite așa. Da. Dacă aș ști că vrea cineva pe tablou, l-aș putea continua. Dă cineva mai mult? Și liniște aici, măi, numai săraci. Mai mult decât ce? Mai mult decât ce? Exact. Păi, uite, hai să începem licitația, da. Fac și eu un ban grămadă. Mor copiii de foame. Doamne, măi, că lor. Păiască Dumnezeu, nu mă număr. Mă bate, cum să zice, pronia. Nu, doamna doctor? Spiritul lucrării. Ia să vă arăt o chestie mișto, să vedeți, că ați întrebat. Da, hai să punem la vânzare pe asta, îl vindem chiar. Uite, o bună idee. Nu o bună idee, o realitate. Uite, să vă arăt o chestie. Tabloul este de vânzare, da? Hai să vedem dacă reușim să-l vindem în cursul online. Întreabă asta aici. Hai să-ți toată rama de la asta. Acum e murdară rama, să-mi dau niște bine pe aici. Ia, ridică, ajută-mă puțin, te rog frumos. Să-l pictăm o ramă, de ce? Pentru că se vede altă, eu în ramă pictăm, cromatica mea aleg în funcție de ramă.
ca să nu mai cumpăr rama după așa, fac tablou după rama. Până acolo. Așa. E perfect mai aici, totul e perfect, trebuie să ține puțin asta. Ține. Nu, e foarte bine totul. Ia uite, ca să nu sară de aici, deci... Wow! Ceva! Și ăsta e începutul, stați să vedeți aici, să vine lumea să facă poze. 10 lei v-ați ridicat, câte sunteți? Hai. Dumneavoastră de două v-ați ridicat, 20 de lei! Dumneavoastră nu vă mai apropiați! Totul, ați învățat-o bine! Stați că te rog, nu a terminat. Stați așa. Stați așa. Acum începe să fie pictat, da. Deci este... Păi nu, acum îl pictăm. Acum începe, da. Hai, pentru că eu nu mai știu de aici. Deci accente, hai. Hai, maestre. Ce să mă, că nu mai știu. Semnați-vă. Și cum să mă semnez, mă, acum încep să-l pictez? Stați, doamnelor, jos, rog, frumos, stați că e o glumă. Acum încep să pictez tabloul pentru bani, că vreau să-l vând. Până acum a fost studiu. Asta a fost studiu, acum îl facem pentru bani. Nu, 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 nu glumesc, chiar vreau să-l vând tabloul, da. Nu, e la vânzare, cine vrea să-l cumpere, e la vânzare. Așa. O să începem și cu un preț modic de 100 de euro. 250. Nu, nu, nu. Începem cu 100 de euro. Și cine vrea de mai mult de 100 de euro? Nu, așa începem licitația. Să fie concurență. Dacă, uite, eu mă uit aici pe licitație. Dacă mă uit și cineva, a ieșit minunat. Nu, n-a ieșit că e în lucru, acum lucrăm tabloul. E cu ramă cu totul 100 de euro. Cine dă mai mult de 100 de euro, licitează. Cu totul cu ramă 100 de euro. Începe licitația la 100 de euro, doamna doctor. Dacă cineva dă la 150, nu vă dați seama că îl dau cu 300? Mai aveți învățație marketing de la maestru. Păi, așa că... Deci eu știu să mă lucrez. Muclez, da. Aveți răbdare. Stai să vedeți că ăsta până la sfârșit, când termin, în 2, 3, 4, 5 zile... Să fie 400. Nu, ăsta, vă spun eu și... Cine vrea să bată un pariu cu mine? Că să avem și martor, da? Cine vrea să știe că în mai puțin de jumătate de ori se și licitează la el? Da. Eu sunt convinsă că am mai asistat la asta. Și în mai puțin de ori s-a vândut. Vreți să știți? Hai să vedeți. În mai puțin de ori de ce înseamnă, am o modificat la el. Mai nu, aveți să iau pe soluță? Avem plinit de la clientul vrea. Cine participă la licitații? De ce? Ca să știu, ca să vă fac semn. Da. Deci, nu am model, este original, nu? Da. E original? Da, maestre. Gata, de aici încolo vorbim de lucruri sfinte. Uite, vă predau și cum se poate face bani din pictură, vedeți? E după aia cum așteptam la focasă. Pentru 2 lei. Ia uitați, vedeți? Îi dăm puțină, ca să nu pare rece tot. Dacă e rece, nu încălzește. Îi dăm puțin așa niște, așa ceva, o... O vibrație, o tentă mai caldă, să nu pară totul rece, așa, că, uite, deja 250. Nu trebuia, domnule, să începeți cu 250. Nu mă, stai, că glumeam. Carmina, stai liniștită. Era o glumă. Nu, nu, tabloul chiar licităm. Începem de la 100 de euro licitația. Cine dă mai mult? În timpul live-ului o să se vândă, am spus clar. Ia uitați. Ce frumos este. Nu mă laudă nimeni, mă apreciez eu singur, mă, ce să fac. Așa. Unde eram? Cine a licitat? A licitat? Doamne, maica Domnului. Dar nu-i bun, doamnă, tabloul ăsta de licitat. E o glumă. Da. Licitați tabloul. Așa. Uite, ăsta e negru-negru. Ia uite ce mișto acum. Vezi? Sunt situații în care negru-negru poate fi foarte bine... Nu că e bine, că mă aud și eu așa.
Ați văzut pe aici că am lăsat o mică urmă din fundalul vechi? Nu. Și îl mai lăsăm, dar mai și accentul puțin, facem un contujur. Atenție la acel contujur, să nu fie unul contujur direct tot pe toată, da? Nu, mai așa facem din parțial, bravo. Uite, acum ne ducem așa încet. Nu, pe aici, uite, de exemplu, pe tala, uite, vezi, ne ducem așa și uite, facem pac. A, exact. Ce precizie, vezi, maestre, nu? O studio, ți-am zis. E glumă, glumă, dar să vezi tu cât de scump o să fie asta. Să vinde cu cel puțin 3.000. Doamne, ajut. E, glumă, glumă. Creștem, creștem. Ia să vedem noi acum ce putem face pe aici. Vreau să tragă puțin verde ca să vin eu. Da, aș putea. Am un cuțit aici, aș putea să folosesc cuțitul pentru a obține niște efecte mai vizibile, știi? Da. Cuțitul nu e decât o necesitate a pictorului în momentul în care pensula nu mai face față. Și tu vrei să vii cuțit, că nu mai face față pensula și vrei să obții un efect, atunci vii cuțitul. Da? Și de-aia sunt puțini oameni care, puțin pictori care reușesc să picteze în cuțit. E greu. Unii n-au înțeles niciodată ce e cuțit, dar nu înțeleg ce pictez în cuțit. Păi bune, hai mă, hai mă, că e o etapă întreagă de zeci de ani până te formezi să înțelegi cuțitul. Cred că e bine, nu? Mai vedem. Mai vedem, bravo, așa-mi place. Să intuim. Când vedeți că iese ceva și vă place, de exemplu, de la verde, vezi, am pus verde asta. Probabil că mulți dintre dumneavoastră acum mai continuați, că vă plăcea, e ceva chestie, ce știu, e super, hai să mai pun, trebuie să știi să te oprești, să fii moderat în pictura. Trebuie să ai un echilibru permanent, trebuie să-l găsești cu acel echilibru. Pe aici am puțină umbră, asta o să fie o frunză aici, o să mai punem puțin, o să fie albastru, e negru, facem mai albastru, imediat. Și venim frumos pe lângă și vibrăm în același timp, atât frunza acolo, marginea, cât și fundalul, vedeți? Formezi ceva. Nu vii cu frunza peste fundal. Sunt situații aproape nesemnificative când vii cu frunzele sau cu floarea peste fundal. Sunt puține situații în care vii cu o frunză peste fundal. Vii cu fundalul peste frunze. Așa poți corecta frunza. Poți corecta petalele florilor. Poți corecta vaza. O estompezi. Deci, doamna doctor spunea că trebuie să se vadă mărgi. Eu o să fac pe bază în așa fel încât că nu o să-ți dai seama unde sunt mărgile, că ea o să fie stompată pe fundal. Adică o să fie greu de sesizat pe unde e... Și nu o să mai vezi că este. Da. N-a citat nimeni? Bine. Aoleu, cât mai este ca să nu mă fac de rușine? Licitați, băi! Nu, dar nu aș fi eu dacă n-aș fi comic, știi? Suntem 31. 31 de licitatori sau cum? 31 care vizionăm. Da, nu mă avergează cu nimic. A, ca să vedeți, că nu o să fie scump pe tablou, să spui maestru, dă-mi și mie un tablou, că îți dau banii. Păi el cât? Acum nu, mai fere, acum îl vând și eu cu bani, ca să fac și eu bani. Banii, banii, banii.
Și ce? Aici poate mai închid, poate mai deschid, poate tot o să fie o juncțiune. Aș prefera puțin violet. Ia să ștergem pensula. Mm. Da, și mie îmi place ideea. 150 de euro. Îți place violetul? Cui îi place violetul? Ce vorbiți, doamnelor? La toate doamnele place violetul. Nu știu de ce. Când le place la tau roșu, pe când așa îi place la doamne violetul. E o chestie. Eu cred că nu e la tau. O corelam cu piatra amecă. M-am dus la, pe Gabroveni, știți? Pe Gabroveni le pune o rame. La Gabroveni numărul 4, aici în București. Și zice doamna, patroana de acolo, zice, maestru, zice, a venit o doamnă și zice, bă, laud, da, că zice, așa îmi place tablourile maestrului că face florile cu violet. Nu, ce frumoase, zice, le cu violet. Zice, doamna, de ce oare? Nu știu, alea cu violet. Evident că nu m-am dus acasă să pictez violet, am pictat doar violet. Culoarea violet are o vibrație înaltă. Da? Și, păi, ametist, nu e violet? Nu știu. Da, tu ce faci în violet? Da. Și de asta și în cromatică ne place. Da. Ați văzut primul tablou, a fost încercare. V-am zis, e o chestie de încălzire. Te încălzești, nu știu ce, ca la sală. Exact. Poți să le iei din prima greutățile mari, că te doar mușchi și faci treabă. Dar după aia, așa e și creierul, să nu aveți în creierul chiar ceva decât un mușchi. E un mușchi. Doamna Anastefa. Aici, doamne, de aici au votat. Doamna Anastefa, de la cât începe licitația? Păi de la 100. De la 100 de euro. Primul a fost până. Păi nu, că sunt oamenii intră și când aud de bani fug și nu-i mai găsești. Dar oamenii care vor să cumpere o minunăție de tablou de cel puțin 10.000 de euro, care cumpără 100 de euro acum și peste 4 ani, va costa extraordinar de mult, deci doamna doctor, dar gândiți-vă că eu păstoresc 1.000 de oameni în România. 1.000 de pictori în România îi păstoresc eu. Gândesc că nu o să fie peste 2-3 ani tablourile scumpe, așa gândiți? Se investește în altă. Se va investi în altă, pentru că după orice criză din asta, cum este acum, recesiune, dacă vă uitați în istorie, eu nu că mă dau acum figura, dar dacă ne uităm puțin în istorie, nu s-a investit nici în terenul, nici în fabrici pe timpul recesiunii. S-au văzut exact în obiecte de artă, adică în speță tablouri, nici în aur. Că și aurul în recesiuni și ăla a coborât. A fost nici ăla n-a mai fost un raport. Și ăla în recesiuni s-a dus jos. Așa că Banca Națională scoate niște bănuți, dar e la fentă cu bănuțe aia. Că și aur la recesiuni și el se va duce jos, atât ca și toate celelalte raporturi. Ai văzut euro. De ce zicea că euro să scade? E piața, euro. Păi asta e de ce? Pentru că a intervenit. S-a intervenit acolo. Nu, nu cred eu că... Aia spun că euro este monedă falsă. E o monedă cum? Falsă. Da. Nu? E așa pe sufletul doamnelor tabloul ăsta, să știți. Mă uit la dumneavoastră, nu mă uit la domnul. Cum îți spune mereu că... Domnul șofer. Cum spune? Da. Da, nu mă uit la da. Știi? Numai la doamne aici, la doamne fac. Dacă m-aș uita la tine, ai face un trandafir. Mulțumesc. Vreau să asta. Da. Și acum mai facem câteva codițe, ne apucăm să facem codițele de trandafir. Păi nu, decât eu o singură fare. Păi acum ne apucăm să mai facem. Ce? Păi ca să mai facem 3D. Codițe aici, 3D, 7D. Nu, să-l mai îngroșăm, adică vreau să zic, nu codițe mai multe, da. Am zis la codițe, la codiță, na, că e una, așa este. O facem mai vizibilă. Uh-huh. Trebuia portocaliu aici. Am posibilitatea de a face, da? Aia fac eu, gata, nu mai e care, asta fac eu aici. Nu e ăsta la care scoatem noi cel de la mustaș. Știu cum că pare de care l-a văzut, da? Nu i-a adus. Și un pic de au. Am pus. Iată. L-am murdărit. Da. Da. N-ai nimic. Cum s-a îmbeselit.
Așa e, doamna Sica? Nu. Să... Ăla pus aici puțin așezut. N-am auzit că vă place așa de tare violetul. Sunt stare să fac tot violet acum. De parcă nu știam. Dar nu ne aminteam. Hai să-l estompăm pe acel... Elivitan, a ieșit minunat, puține culori, rafinat. Da, aveți și bani mulți. Doamnele, e superbă. Ce floare e după frunză? Pare a fi magnolie. Magnolie este. Nu mai contează. Valival. Ce, nu e magnolie? Da. Ce vreți dumneavoastră? E magnolie, măi. Da. De la început am schimbat. Fiecare vede altceva, asta e faină la pictura asta. Fiecare femeie se gândește la o altă floare. Ce mai contează? Important e ce transmit. Nimic. Hai, nu? Mai lăsăm puțin să tragă culorile aici. Facem după aia efectul de lumină, mai punem niște umbre. Cum zice italian, piano, piano. Se fa tutto. Nu avem pe grup. Deja văd că absorbe, s-au absorbit cumva, nu? Da, culorile, nu? Da, le da. Simt că încerc să le... Exact. Aici o să fie o umbră și după aia acolo să fie o lumină. Trebuie să fac umbră pe aici. Nu, 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 merge. Mă întreb că nu simt tactil într-o ulei un pic, pe mai mult în acrilică, dar încep și întreb acum. E bine că îl întrebi, înseamnă că te interesează. Păi dacă mi-am comandat acum și setul, vă dați seama. Da. Bravo, Carmina. De unde ai comandat? De la mustaș. Bravo. De la mustaș. Așa. Setul maestrului. Bravo, Carmina. Complet. Bravo. Nu, nu-i bine aici. Păi ce să mai stăm, să mai gândim ce culoare, ce cum? Am luat acasă, asta e... Păi și la ulei și la acrilic este chitul. Și ușor, ușor ne mai... În timp ne mai cumpărăm câteva culori și asta mai e. Completăm, mai completăm. Ele sunt pe tonuri de nuanță, e foarte mare gama. Deci... Te mă duc la ei aici, la... Păi da, și... Bine, am învățat să mă duc în zonă, am învățat mai greu. E probabil. Poate.
Nu mai scris pe grup. Se scriu fetele pe grup, nu mai. Păi da, dar mă... Noi primim, eu mi-am dat. Nu sunt notificări pe grup. Și ce vă? Care mici? Se fac anunțuri. Se fac anunțuri pe grup. Pe grupul inter. Le pare rău că n-am fost aici. Ei, le pare rău. Le pare foarte bine când au auzit că se vinde tablou așa de scump ce azi. Aolea! Dacă vă dau voi, că se cheamă drept de autor, că ăștia de la Facebook, ăștia de la Facebook m-au omorât. Acum și eu, dacă vă dau voi. Se numește plagiat. Faceți-l, doamna doctor, cât mai mulți. Doamne, ajută. M-am dat pe telefon.
cât ajunge un astfel de tablou minunat. Am zis de nimeni Facebook, am zis că m-a ajuns tu. Păi eu m-am uitat. E 100 de euro la licitație, doamnă. Cine dorește, îl poate cumpăra. E de vânzare. Cu totul cu ramă. Este mixtură între cuțit și perfilă și tot așa. Dacă sunteți singura care licitează 100 de euro, atunci e dumneavoastră, ce să vă zic, da. Dacă o mai fi și alții, tot a dumneavoastră poate fi dacă îl licitați. Ați văzut de câte ori am lucrat aici, la partea asta de jos? De foarte, de foarte multe ori, da. Au fost transformări multiple, da. Înseamnă că nu-i bun de nimic. Nu mai este nu-i bun de nimic. Doamna, după ce se uită, acum... Se putea altfel? Da, se putea altfel, da. Bravo! Ai, da, doamna. Din cauza că se pierde un fundal. Exact, se amestecă cu fundalul. E greu de descifrat el unde... Păi da. Păi da. Există o tehnică. Nu trebuie să le faceți chiar super, că după aia e altceva, intră în altă direcție. El trebuie să fie așa, frumos. Cu stil, bravo, cu stil, bravo. E super. Nu? Nu, asta vrem stil. Îl confundim. Ia să ne uităm aici pe cine licitează. Probabil că o fi fost mai sus, dar nu ne-am mai uitat. Am verificat. E super. E lumea la tablă. Haide, sărbătoare, mergem în America. În scrierile. Păi mai întâi trebuie să-mi vorbiți mie în Messenger, intrați pe Messenger-ul meu și vă dau numărul de telefon unde se fac înscrierile. Ce-ai zis? A, telefonul. Credeam că tablou. Asta știi cum, acum...
O să mai vin să văd. Cum? Să vin. Să veniți? Da. Păi, dar cine a zis să nu veniți? Domnica să veniți. Veniți, doamne, că sunt o banie. Nu trebuie să aibă mai închis în partea. Păi dacă vine lumina de acolo, nu poate aici lumină și aici lumină și asta e umbră? Da. Niște reguli, dacă nu le știi, le încalci. Roz? Mov deschis. A, mov. Puțin mov. Puțin mov. Marca sau? Nu, în general, puțin mov, dar se poate. Este cu... marginea din dreapta nu mai umblăm un pic? Uh-huh. Cine a zis, doamna doctor? Comisia de critică aici. Nu are cum să spună că nu e nimic. Nu? Nu. Asta de aici tu spui unde spui? Nu, este o țară mai așa și aici e mai... Păi numai că se pierd, eu nici nu o văd, eu nu știu ce vedeți dumneavoastră. Ea e pierdut aici. E amestecat în fundal. Și nu se vede nimic. Că vă uitați după ele și le căutați după aia. Da. Greșit. Nu există. Nu ați dat statul la critici, la critici dumneavoastră, doamna doctor. Nu mai spune nimic ca voastră. Am spus critică, am spus prima. Da? Da. Eu mă uit, dar nu înțeleg nimic, domnule. De ce aș vrea să știți? Și da, așa, adică, cum faci așa, e un pensionar? Vezi, domnule, dar dacă vezi, ce vrei mai mult de atât? Adică vezi și înțelegi că vezi, da? Nu, dar nu înțeleg nimic. Înțelegi că nu crezi. Da. Înțelegi că lucrezi, așa da. Este. Unde atunci? Asta-i știți când o să fie un tablou bun? Ăsta. Nu, știți când o să pictați dumneavoastră tablouri ca astea? Când o să aveți modele în față ca astea acasă și pictați după ele, cum făcea doamna doctor. Doamna doctor vinea, îmi lua tabloul din atelier și picta acasă, după al meu, după original, vinea și spunea, ia uite, azi mai este. Sau că am terminat vremul cu doamna doctor. Mă, ce faci? Ce mă strâng în spate? Da. Păi a fost o situație în care Google mi-a dat seama că era al meu. Da, nu mi-am dat seama și zic că de acum nu mai luați. De ce? Păi da, veniți și mi-aduceți mie de al dumneavoastră. Da, mi-a zis nu mă mai copiați. Era... Da. Păi copiere e cea mai sinceră formă de admirație, maestre. Deci la început și noi copiem după maestru, după care ne dezvoltăm. Corect. Atunci hoția este o artă, nu? Hoția? E o artă. A, nu, nu trebuie să furi ca să spui că nu. Trebuie să te prinzi tehnica. Exact, să te prinzi tehnica. Pentru asta să ai eu ca să pictez după un original, m-am dus la sala Rembrandt la Louvre. Eu am pictat după lucrările original de Rembrandt ca să le înțeleg. Nu le înțelegeam. Nu e ușor. Nu e ușor. Din poze era una, când ajungeam acasă, nu le puteam. Da, exact. Real. Și am stat acolo frumușel o săptămână, am primit aprobare. Nu, eu n-am primit nicio aprobare, nu. Un francez la școala Terii, unde am studiat și... Eu la un moment dat i-am spus la cei de acolo care păzeau, erau două doamne, aproape mă și... Nu eu i-am spus, i-am spus Teric, că eu în franceză... Mă aude lumea, mă? Mă aude. Deci ce dat și credeți că sunt originale? Da. De la Louvre? Da. Dar cred că mai nicăieri. De acesta copia?
Da. O copie foarte bine făcută, executată. Păi dacă vine unul și acum cu acid pe aceea, cu care discutăm în care, plus că trebuie o anumită umiditate. Umiditate, temperatură, da. Păi sigur că da. Milioane, da, milioane, miliarde, ce știu eu. Sunt mulți care trec pe acolo. Evident că totul e pe lucrare, rămâne pe lucrare, bioxidul ăla de carbon, nu? Sau ce rămâne de la lucrare, când sunteți la Aslan? Haideți să mă semnez, vreți? Da, mai e cazul. E cazul. Ia să ne semnăm pe el. Nu știu cine a votat, că am văzut că sunt parcă pe acolo, dar dacă cineva din public de aici îl dorește, eu nu mă interesează, n-am citit încă de acolo. Da. Da, e super, gata. Deci, n-ai cum. N-ai cum. Ia să-i vedem de la sens. Aici, n-ai cum. Ce frumos se vede pe telefon, e mai frumos. Gata, plecați, mergeți. Doamna. Cine, doamna? Caramentia cu dumneavoastră. Păi, doamne, zice pe eu dacă ați zis-o pe eu, nu? Da, aici, dar fără bătă n-am mai plecat. A, a plecat, da? Aici, jos. Nu? A, da. A.